rog să plec în Maroc. În 5 minute, dacă ne puteți și dumneavoastră prezenta și creiona puțin pe Părintele Constantin Galeriu. Vă rog, puteți aici ca să aveți acces la microfon. Vă rog. Nu cred că mai am necesar să intervin și eu. Expunerea pentru profesor care a fost mai aproape de Sfinția sa și am urmărit diverse emisiuni la Spiritans, în mod deosebit, dar și la, și la Credo, când participa la lucrurile de Vărbire Sufian Odimus, care a fost în timp. Dar dacă totuși domnul Stelian Bumășa a insistat să particip, să vorbesc, să intervin un pic, ce aș putea spune despre Părintele, deja cred că latura umană și nu să subliniez, dar s-a ocupat de profesor Vasile Rodon de lucrul acesta. Și poate că alte aspecte le găsiți în cărțile care sunt deja publicate, mai sunt și de la nivelul ăsta creștine ale noastre. Altele se vor publica cu conferințele de la Mănăstirea Mărșa, de acum câțiva ani, în prezența Înaltului Sfințitului Serafim, unde ar fi trebuit să particip și eu, dar probabil m-am zgârcit din pricina costului biletului. Însă, totuși e bine să spun câteva lucruri, dacă tot am dorit lucrul acesta. S-a vorbit de binețea Părintelui Galeriu, de spiritul dânsului, de șupreța de spirit, de dorința de a comunica. Era un iubitor de oameni, nu doar în sensul acesta teoretic, conceptual vorbind, cum cu toții suntem chemați să fim, e o datorie și fără de acest aspect, e o poruncă, nu ne-am putea, nu ne putem mântui. El chiar iubea, indiferent de genul lor, indiferent de pregătirea profesională, de funcția în societate, iubea și pe cei care se dădeau de întâlniri. Chiar îmi spunea Părintele Bordașiu, tot m-am referat, m-am dus în altar la sfârșitul slujbei. Și Părintele spunea, zice, vin aici să te vadă Părintele Profesor, ca altfel să se rugească de mine, ca altfel să duce vorbește și cu romii de la ieșirea de biserică. A folosit puterea, nu mai vei și cu țigani de acolo. Și așa a și fost, să știți, la drum, spre privegherea Părintelui Galeriu. Știu că m-am întâlnit, am luat niște flori de la bordă acolo, la o intersecție și la o florăreasă din comunitatea romă și zic, doamnă, dați-mi câteva flori pentru Părintele Galeriu. Zice, vai ce preot a fost. Vai ce preot a fost. Deci, cum să vă spun, nu trebuia să vă spună mai mult decât atât că înțelegeam. Sigur, poate că, nu știu dacă am nimerit, nu cred în întâmplare sau în hazard, dar doream să mă înscriu la doctorat, la Noul Testament, la Întrumări Misionare sau la Istoria Religiilor. Și, întrucât intrasem, este o taxă de admitere la Casa Universității, intrasem în banii respectivi, m-a scris el și m-a scris la Părintele Profesor Constantin Galeriu, pe care îl admiram, pentru mine era un titan. Și nu îndrăzneam să gândesc că voi ajunge să stau la masă cu dânsul și să comunic pe anumite teme. Și i-am zis, bine, dar am văzut că mulți mi-au spus că nu e chiar înțelept să te înscrii la o persoană că nu știi când trece pragul dincolo. Adică, o gândit pragmatic. Și el zice, nici măcar nu te-ai dus să vorbești cu dânsul. Și mai și prevenții, mi-a spus așa, prietenește amicala, nu știi, încercându-mă. Și, într-adevăr, m-am înscris, apoi a trebuit, după ce m-am înscris, fără acceptul dânsului, ceea ce rar se întâlnește, să-l caut în București, pentru că înainte de examen
cartea de aia avem licență la părterele din Popescu, la Matica, și de multitudinea studenților trebuia măcar să te facă înainte de exam. M-am dus acasă la Cânsul, eram plecat. Era solicitat la Ministerul Sănătății, la Medical, la, în sfârșit, unde se ducea pentru chiar dacă întârzia. Așa și, având în vedere vârsta și neputințele, și unde să-l găsești pe părintele care era? Acum era în Tesalonic, mâine era în Los Angeles, apoi se ducea la Timișoara, la Cluj, la Arad, la Arad, unde era invitat. Putrea de inimă participa. Era expresia părintele, spuneai, zice, părinte, văd de la cer și eu tot pot să-mi întâlnă, l-am referat. Și zice, cum să mă duc aici? Era de inimă. Asta bineți, mă oferea. Și sigur că m-am dus, mi-am dat seama cum o să găsesc și m-am făcut de vedere ortodoxia actuală de a lui Patriarhie. Nu vă spun din, ce să vă spun, din cele 1 milion de mașini care intră în București, trec prin centrul București, din multitudinea de oameni care traversează București prin centru. Deodată a răsărit parcă, am spus Dumnezeu în față. Eu cred în minuni, pentru că am fost experiența unor asemenea minuni. Și nu trebuie să mai dea cineva, să zicem, motive de îndoială. Mi l-a scos Dumnezeu în care. Și nu merită. S-a întâmplat ca să fiu numai eu și părintele, în ascensor, urcam la frăția. Și cu un an înainte, pentru că nu l-am contactat pe domnul Iulian Popescu, eram și student la istorie, dar atunci dânsul nu a fost mulțumesc. Și am insistat să mulțumesc. Și dânsul nu. În sfârșit, mi-am dat seama că nu poți să te prezinți la un examen de doctorat dacă nu te-a văzut o dată. Părintele Galeriu, eram părinte în primul rând. Asta era, dacă vrei, trăsătura esențială a personalității sale. Nu mai zic că era un om venit dintr-o educație sănătoasă a omului cu rădăcini, ca să-l citesc pe părintele Petru Popescu, care lucra în omul fără rădăcini. Și în ascensor, îi spun la un moment dat, un pic spășit, să mă uitați că m-am înscris, sau un coleg, părinte tânăr de la profesorul la Granață, însemnat, m-am înscris la funcția noastră și nu m-am cerut permisiune. Și el zice, mă onorează. Eu am spus totuși că e un cuvânt din complezent, așa, adică un om educat, mers în multe cercuri și vă spun că mi-a dovedit lucrul acesta, n-avea pic de rachion sau de răutate. Chiar dacă întârziam și la întârziu, dar am întârziat o oră, am întârziat și la multe profesori cu lucrările. Așa, și veneam de la Granață, cel mai fel, dar cu ocazie, în sfârșit. Și m-am dus la părintele care, după o oră, de fapt, era primul an când mi-a dat ore pentru profesor și mulțumesc acum, așa cum am mulțumit și atunci pe mesajul de pe calculator. Mi-am oferit ore, întâi am mulțumit și zic, dacă tot am primit și eu prima retribuție, cum să spun, să mă duc să-i ofer și eu părintele, după ce dă-mi să-i examen la doctorat, să-i ofer ceva, că așa am învățat eu la moral, despre cunoștință. Să oferim și noi ceva, dacă cineva, într-un fel, ne-a ajutat. Deci nu influențam niciun examen, doar am să am o recunoștință. Orice aș fi oferit eu pentru care eu nu, cum să zic, nu cădeam extaz, sau nu eram un om materialist. I-am luat un panel, un ștergar de motive naționale și o iconiță. Și o clatcă de brâncuș. Aici am stat și am căutat la librărie de București mai mult, am întârziat. Am zis că vin la 5, nu mai știu exact cum am așa, am întârziat 2 ore. Și poate că este numitorul comun, dacă vrei să primești în partea de galerie, am amândoi întârziat. Dar când s-o avea neputințe, eu eram tânăr, n-aveam motive să întârzi. Nu avem circunstanțe de moarte. Am întârziat, m-am dus
inversat sistemul de valori. Adică mi-am dat seama că putem fi și altfel. Și de fapt Dumnezeu în noi este altfel. Poate că noi nu vedem, nu simțim prezența lui Dumnezeu decât raportându-le la cei de lumea noi. Și câteodată la antropomorfism. Dar, să mă opresc deja în depășit. Ce să vă spun? Era o minune de om. Atât treceam cu corpul de facultăți, eram al întâi, nu ne cunoștea, dar dânsul nu se raporta la noi că era șef de arăt sau era, eu știu, cineva care avea performanțe. El știa că trebuie să respecte studentul. Noi am avut concepția inoculată că trebuie să respectăm noi pe profesor. Așa cum se întâmpla cu părintele Ștefan Alexe, care slujea la acea biserică, pedant, elegant, curat, decent. Dar între galeriu saluta dânsul unui student. Noi treceam ca studenți, oarecum mai lider, după 1990, și voiam să-i spunem Hristos a înviat. Pentru că așa se cuvenea. Și așa simțeam. Și părintele parcă intuia lucrul acesta, ne lua vorba din gură, se și-a plecat în fața noastră și spunea Hristos a înviat. Rămâneam în gura creștată. Dânsul ne s-a luat. Și multe alte lucruri de genul acesta, în sfârșit nu le mai rememorez aici, dar un om, chiar dacă i s-a reproșat, au fost tot felul de persoane care au spus că nu era punctual, că nu își respecta cuvântul, că era ușor așa abil și evita multe situații. Dar noi l-am văzut ca atare, ca un bun pedagog, că nu era sistematic la cursuri, în sfârșit începea și tot felul de regresii, de paranteze. El era invitat și o vineri din lună, era invitat la Tesalonic sau nu știu, în alt oraș în Europa. Și ne povestea cu cine s-a întâlnit acolo, profesor, părinți. Ei, vă spun că era un bun pedagog. De ce? Pentru că știa să motiveze. Când te duceai și te întreba ceva eventual, în afara cursului sau în afara cadrului oficial, știa să spună așa, ce ai început, să duci la un sfârșit. Sau spunea, am speranță. Nu era, să zicem, un profesor așa tinar, care să spună, nu te văd bine înainte de examen sau după examen. Adică nu demobiliza. Am speranță. Doar așa îi îndreptăm pe ceilalți care au alunecat într-un fel sau altul, care nu s-au pregătit așa cum ar fi trebuit. Așa? Și altfel nu putem să-i decât coborându-ne noi oarecum, punând umărul și ridicându-l și pe el. Părintele profesorul Constantin, care a fost foarte apreciat în străinătate. Și la Facultatea de Teologie a Universității Aristotelice din Tesalonic. Și la Los Angeles, și în Anglia, și în mod deosebit la Institutul San Sergio din Paris. Unde, din 1979, a fost invitat frecvent la Congresul de Studii Liturgice. Dânsul se ocupa cu omiletica, catechetica, pedagogia creștină și chiar cu dreptul psihologic la magisterie din anul 90. Și acolo am luat contact cu persoane care, să zicem, l-au întâlnit cu profesorul universitar și l-am întrebat cum era părintele care. Și mi-a spus unul care a fost și decanul în vreme, părintele Nicola Ozolin, a început trei fort când vorbea. Știți prea bine că avea gestul care se prindima, transmitea vibrații foarte puternic, de greutate în cuvânt. Și imaginați-vă cine l-ascultau. Calistus Weir, Boris Dobrinskoi, în sfârșit și alte nume de genul acesta. Și chiar și eu Stavron, am apreciat foarte mult pe părintele profesor Constantin Calea. Dânsul
S-a dus în postul Mirii Maicii Domnului, ai iubit-o foarte mult pe Maica Domnului, despre care a învățat de la mama lui, care e foarte milostivă. Așa și ea, oarecum, l-a instruit prima dată, l-a introdus în această atmosferă mariologică. Iar de la tatăl lui, la fel, a învățat milostenia. Nu mai insist prea mult, decât că să vă povestesc un episod și atât găsiți în cărțile respective. Părintele a fost în două rânduri întemnițat pentru activitatea sa misionar catehetică și atunci se mai făcea, să știți. Și cred că nu era văzut cu ochii buni în acea perioadă ideologică de resetește. A ajuns la canal și când s-a întors acasă, erau doi băieți, erau copilași așa. Următorii doi care au venit. Și s-a întors fără barbă, nu mai era barba de când era preot. S-a dus lângă ei și i-a întrebat, cum vă numiți? Și copilul au spus așa, dar necunoscându-l, nu prea voiau să răspundă. Și dar zice, cum vă cheamă? El a recunoscut, era copilul. Și până să iei de casă, în curte și apoi, zice, dar tatăl vostru unde este? Unde e tatăl vostru? Ei nu știau că au tatăl. Au trăit în ultimul an sau ultimii ani, doar cu mama. Vă dați seama ce a fost în sufletul părintelui? El, tatăl, părinte, întreba pe fiul, tatăl vostru unde este? Avea metode, părintele, de a intra în conștiința omului prin sensibilitate, prin trăirile sale. Și cred că așa a rămas în conștiința noastră. Nu era un om de performanță, nu cerea, știu eu, valori, ci cerea, dacă vreți, suflet curat, umanitate și iubire. Așa se apăsa în cuvântările sale duminicale, iubiți-l, iubiți-l. Așa este. Și eu cred că iubirea